Uit serios președintele. Săptămâna aceasta sau acum 5 ani. La sfârșitul lui 2006, Traian Băsescu mergea în fața Parlamentului și condamna oficial comunismul, amintind și de momentul abdicării regelui Mihai. În discursul președintelui, regele fusese obligat să abdice. Între timp, Traian Băsescu s-a răzgândit și vede în rege, citez, o slugă a rușilor. Întrebat despre asta la Bruxelles, președintele a dat iar cu bâta în baltă. Și tocmai la Bruxelles v-ați gândit că nu puteți dormi de clarificări? Drum bun! E tot ce a avut de spus președintele pus față în față cu propriile afirmații despre regele Mihai. Ce-i drept, relația lor n-a fost niciodată una apropiată, nici măcar de ochii lumii. S-au întâlnit doar la câteva manifestări publice sau la recepții la Palatul Cotroceni. Semnificativ a fost momentul decembrie 2006, când Traian Băsescu mergea în fața Parlamentului pentru a condamna oficial regimul comunist. Principalele acțiuni criminale menționate în raport sunt următoarele. Anihilarea statului de drept și a pluralismului și a continuității constituționale a statului român prin abdicarea forțată a regelui Mihai. Seara, într-un dineu oficial la Cotroceni, regele Mihai îi mulțumea cu o mărturisire emoționantă. Comunismul s-a născut în același an cu mine, în 1921, faptul că dumneavoastră îl condamnați astăzi, crimele mă face să cred că i-am supraviețuit. Așa să ne ajute Dumnezeu. A fost una dintre puținele ocazii care i-a adus împreună. Se pare totuși că și atunci Traian Băsescu avea aceleași convingeri. Adriana Săftoiu, fosta sa consilieră, povestește cum în 2005 regele a fost invitat la Moscova, la împlinirea a 60 de ani de la victoria forțelor aliate împotriva fascismului. S-a întors la București în aeronava prezidențială, chiar la propunerea lui Traian Băsescu. Numai că atunci când pregătea vizita, președintele și-ar fi expus aceleași păreri de acum într-un dialog cu Andrei Pleșu. Andrei Pleșu a combătut. I-a spus atunci că regele a fost forțat să abdice sub amenințarea uciderii a peste 1000 de tineri aduși în fața Palatului Regal. Traian Băsescu i-a răspuns sec. Gesturile mari cer sacrificii mari, spune Adriana Săftoiu. Interpretarea personală pe care Traian Băsescu o dă istoriei îi mai deranjează și pe alții care au făcut parte cândva din anturajul președintelui. Pitorescul nostru președinte nu are numai așa în mânecă, ci și doiari și treiari, uneori de toată jalea. Ce am auzit miercuri seară arată latura personalității lui Traian Băsescu coerentă cu țigancă împuțită, păsărică, stat de mămici și alte derapaje, dar coboară penibilul acestei laturi la un nivel mai jos. Scrie Mircea Cărtărescu într-un editorial. După multă vreme, Traian Băsescu a făcut acum senzație și peste ocean. Nu așa cum și-ar fi dorit, probabil, pentru că declarațiile lui i-au scandalizat pe ziariștii de la Washington Post. Comentariile lui Băsescu i-au șocat pe români care îl respectă pe fostul monarh și prețuiesc rolul său în istorie, scrie ieri publicația americană. Și nu uită să amintească faptul că anul acesta regele va împlini 90 de ani și este singurul lider din timpul celui de-al doilea război mondial încă în viață.